În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tinere, ție îți spun, scoală-te. Iubiți credincioși, una dintre temele pe care, din punctul de vedere, numai un om credincios și trăitor poate să le abordeze cu zâmbetul pe buze, este aceea a vieții de după viață. Cred că v-ați dat seama că am început să o ocolesc așa puțin, cuvântul moarte, să nu dau așa direct. Și ca să înțelegeți unde vreau să ajung, am să vă spun că sunt anumite lucruri care există și altele care există pentru că nu există altele. Ura există pentru că nu există iubire. Răcoarea există pentru că nu există căldură. Întunericul există pentru că nu există lumină. Și moartea există pentru că nu există viață. Așa este în mintea unora și o vorbă din popor zice să fie la ei acolo. La noi aici vreau să vă spun că a vorbi despre acest subiect înseamnă a înțelege, să îl explici, să ți-l explici și să vorbești despre el trăindu-l. Despre moarte, toată lumea are așa un oarecare fior. Îl străbate așa pe șira spinării, cum zice românul, un fior când se gândește la moarte. Dar, din păcate, acei oameni, din păcate pentru ei, ei despre care spune Sfântul Apostol Pavel, cei pe care frica morții îi ține în robie toată viața. Adică frica morții le confiscă, de fapt, și viața. Ei uită un lucru, că moartea nu este un final. O să ziceți, da, 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 bla, 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 sigur că da, ne zice acum părinte. Nu, nu, să nu credeți că intuiți ce vreau să spun astăzi. Pentru că nici eu nu știu. În primul rând, am să încep de la un exemplu care mi s-a întâmplat acum 3 zile. De la balconul casei mi-a făcut nepoata cu mâna. În acel moment mi-am dat seama că niciodată n-am să mai văd acel copil. Da. Pentru că pentru un copil de 4 ani fiecare zi este alta, în fiecare zi este alt copil, pentru că acum 25 de ani era la aceeași vârstă mama ei. Eu însumi nu mai sunt același care să mă uit cu aceiași ochi la același copil, pentru că nu mai sunt. De alaltări până acum s-au întâmplat multe, poate că au ieșit și câteva fire de păr alb, poate că altele care erau mai de mult albite chiar m-au părăsit. Va să zic că una peste alta nu mai sunt același. Aici vroiam să ajung. De fapt, noi murim și înviem în fiecare zi. Până când? Până când va veni o vreme în care nu mai murim și de înviat înviem mai târziu. Ce s-a întâmplat cu tânărul din Evanghelia de astăzi? Fiul singur al unei mame care era văduvă în Nain. În câteva cuvinte, Sfântul Evanghelist Luca ne spune că Mântuitorul trecea printr-un oraș care se numea Nain. Și la poarta cetății, înconjurat de un cortegiu numeros, toată cetatea ducea către groapă un fiu al unei mame care era văduvă. Și Iisus, văzându-l, i s-a făcut milă de mamă și a pus mâna pe sicriu și a zis, tinere, ție-ți spun, trezește-te. Și el s-a trezit și spune Sfântul Evanghelist, și el l-a dat mamei sale, dar toți s-au înfricoșat și spuneau, mare proroc ne-a trimis nouă Dumnezeu. Am putea să spunem că este o parabolă, dar nu este o parabolă. Este o realitate, dar nu este o realitate care s-a întâmplat acum, iată, aproape 2000 de ani, ci este tot ceea ce se întâmplă cu fiecare dintre noi în toate zilele. Haideți măcar o dată pe an, când biserica, în duminica 20-a după Rusalii,
vorbește despre acest moment al învierii fiului văduvei din Nain, să încercăm să înțelegem mai bine ce este viața. Nu ne cere nimeni să înțelegem ce e moartea, pentru că este inclusă în definiția vieții. Am spus că moartea este atunci când nu există viață. Atunci trebuie să definim viața, nu moartea. Nu ne interesează pe noi. O să intereseze pe cei care rămân după noi. Chiar îmi aduc aminte de Părintele Arsenie Dumnezeu să-L odihnească, zice: tată, când am făcut eu o faptă și toți banii mei de mormântare i-am dat unuia și a fost bine, de ce am făcut-o? Toată viața m-am pus și deoparte așa, m-a zis, la sfârșit să o să las și eu acolo, vă mă îngropați așa, în locul ăla, faceți, dregeți, crucea este, mi-o scriu eu, nicio problemă. Și ce, când am rămas așa, ce să fac? Mai aveam singurii mei bani investiți în negrija celor pe care o să-i părăsesc. Și a spus, mă, tată, m-am gândit așa, bă, la barba mea, așa, bă, s-o găsi cine să mă mormânteze. Și a dat și acei bani. Ei, de asta spuneam că grija noastră nu e a noastră, e a celor de după noi. Și iată că mănăstirea Techeliol, după părerea mea, a rămas la fel de vie, datorită faptului că Părintele Arsenie n-a murit, ci doarme. Ne așteaptă el pe noi, așa cum de altminteri pe fiii duhovnicești ne-a așteptat atunci când ne spovedea. Iubiți credincioși, ziceam că măcar o dată pe an să încercăm să plecăm de la biserică cu această conștiință că am murit și am înviat. Ce vă face să nu vă gândiți așa? Vă spun eu, în momentul în care venim la biserică și ne propunem să trăim adevărul de credință, trebuie să înțelegem că aici a murit cel care a venit de dimineață și pleacă de aici cel înviat, cel care, acum, ca să mă înțeleagă și cei care sunt mai bine familiarizați cu termenii IT-iști, s-a făcut o resetare. Dar această resetare se face în momentul în care se apasă un buton care oprește tot ceea ce înseamnă energie într-un sistem. Aici, la biserică, noi avem posibilitatea, pentru că acest buton nu este în altă parte, este la fiecare. Telecomanda acestei resetări este la fiecare dintre noi. Nu are nici vecinul și rare ori poate să intre duhovnicul să mai pipăie cât un butonaș prin noianul păcatelor noastre și să ne facă o resetare. E, asta se mai întâmplă câteodată. Dau mărturie pentru așa momente spectaculoase din viața duhovnicească. Dar noi suntem cei care avem posibilitatea ca astăzi, nu vă cer pentru mâine. Duminica viitoare vă voi cere altceva. Dar pentru astăzi vreau să faceți un exercițiu de imaginație. Că pur și simplu ați murit și ați înviat. Vreau să vă răspundeți cinstit și sincer. Vă mai puteți permite să trăiți ca până acum? Dacă aveți conștiința că aveți o viață bonus? Vă mai puteți permite să vă pierdeți vremea certându-vă cu cineva? Vă mai puteți permite să vă gândiți la lucruri mărunte care nu v-au lăsat să dormiți și din cauza cărora nu v-ați putut ocupa de familie sau de celelalte? Nu. Și ca să înțelegeți mai bine, vreau să vă spun despre un caz real întâmplat acum vreo 10-15 ani în Bronx, într-un cartier rău famat, dar nu așa de vorbe, ci pur și simplu, în care un duhovnic a fost chemat în miez de noapte să asiste pe cineva. Și după ce și-a făcut omul datoria, de-abia a prins ultimul metrou, dar avea așa un presimț că e posibil să fie ultima dată când a mai prins metroul, pentru că în cartierul respectiv de-abia cred că ce să dăduse o amnistie și era plin de hoțomani și de criminali.
În momentul în care a intrat în vagon, mai era un nene cu ceafa lată, care atunci când l-a văzut că este și îmbrăcat în sutană, a zis: ce e cu mata? Omul a început să-și facă rugăciunile așa: Doamne, îți mulțumesc, până acum am avut o viață frumoasă, duhovnicească, l-am împărtășit și pe ăsta, poate că pui acolo vreo vorbă, gata, mă pregătesc, hai că ne vede repede. Ei, când avea el gândurile astea, a pus mâna nenea cu ceafa și cu mușchii hormonizați bine. Mata, slujește undeva? Da. Și vine și lumea la biserica la care? Da. Și mata, crezi în ceea ce faci acolo? Da. Și se împărtășește cineva? Da. Cu ce se împărtășește? Păi cu sângele Domnului, cu Hristos, cu una, cu altă. Bun. Și după ce se împărtășesc, mai pleacă cineva acasă? Păi, dar ce vreți să spuneți? Păi zice, eu sunt ateu, pentru că n-am avut prea mult timp să mă desfășor între ale religiei. Dar eu, dacă aș crede, n-aș mai pleca acasă după ce m-aș întâlni cu Hristos în biserică. Aș vrea să rămân numai acolo. L-a bătut pe umeri și a plecat mai departe. Iubiți credincioși, nu vi se pare că ne permitem cam mult? Nu vi se pare că ne permitem să ne întâlnim cu Hristos și să nu luăm măsuri? Nu ni se pare, până la urmă, că resetarea care este în fiecare secundă ca posibilitate în noi să nu o luăm în seamă? Ne-am învățat să ne folosim de tot felul de gadgeturi, de tot felul de lucruri care să ne ajute la un moment dat, dacă știm să le folosim ca ajutor, și știm că atunci când se încarcă prea mult, am oprit și am pornit din nou. Noi de ce nu facem lucrurile acestea? Ca să pornești din nou, trebuie să te oprești în primul rând. Iar ca să te oprești, trebuie să înțelegi că asta este viața. Așa cum m-am oprit eu o secundă înainte de a pleca, făcându-i cu mâna nepoatei mele, și m-am resetat în momentul acela, conștientizându-mă că este un moment unic și de fapt că fiecare moment este unic în viața noastră, această resetare mi-a dat curajul să vă vorbesc astăzi despre viață. A vorbi despre viață înseamnă de a vorbi, dar mai mult decât a vorbi. Înseamnă a trăi. Și ca să vă spun de trăiri, astăzi, la momentul axionului, m-ați simțit că m-am gâtuit așa pe românește de câteva ori. Am avut în minte următorul lucru. Mă gândeam la cum să vorbesc despre viață și mi-am adus aminte în acel moment în care îi cântam Maicii Domnului că întotdeauna ți se pare că ai de ales ceva. Și aveam de ales în a interpreta cu răceala didactică și cu probațiunea științifică a notei și să execut niște lauri diez de sus, sau a lăsa pe Maica Domnului să primească neputința. Am ales varianta aceasta a neputinței pentru că mi se pare mie că oricât de important ar fi mesajul științific, nu poate să treacă granița spre cer. Poate să rămână într-o sală de concert, poate să rămână eventual într-o sală de curs, dar cred că în biserică nu și-are rostul. Dacă eu personal nu m-aș emoționa la o singură slujbă de-a tainei botezului sau a tainei cununiei sau a unui sfânt maslu, vă promit în mod solemn că aceea ar fi ultima mea slujbă la care să particip. Pentru că mi-am propus să fiu sincer cu mine. Pentru că, de fapt, asta este viața. Contează foarte mult ce vrei. De aceea v-am rugat ca astăzi, măcar astăzi, să încercați ca mergând spre casă să vă treacă puțin prin cap că este ceva nou. Nu mai sunt eu acela. Eu am murit. Și dacă am murit, acum trăiesc un bonus. Trăiesc ceva
pentru că mi-a dat Dumnezeu încă o viață. Gândiți-vă și așezați-vă în locul fiului văduvei din Nain. Acesta cred că este mesajul Evangheliei de astăzi. Ori așa cum v-am spus și altă dată, mesajul nu are nimic prin sine, ci are importanță prin ceea ce scoate din noi. Și atunci ce facem? Păi ori ne aflăm la ora de citire și citim cum că trecea un cortegiu prin Nain și era un sicriu în care era așezat un... Bun, asta e ora de citire. Dar când în sicriul ăla nu mai e tânărul și este propria ta persoană, mi se pare că acesta este mesajul care scoate din tine ce vrei să faci. Omule, nu cumva îți permiți ca multe? Cine mai este cel pe care îl găsești pe drum? Mai este cel de ieri? Nu mai este. Poate un copilaș a învățat o strofă dintr-o poezie. Este alt copil. Un copilaș a învățat să respecte un bătrân. Deja este alt copil. Dar așa, ca să vă introduc într-o atmosferă mai destinsă, se spune că odată în fața unui album de familie era mama și cu copilul. Și acum când trec ceva ani după căsătorie până când la maturitate ai primul copil, trecuse ceva vreme de la nunta lor. Și începe să răsfoiască și copilul de vreo 5-6 anișori întreabă: mamă, mamă, dar aici cine e? Păi e mireasa. Păi și cine e mireasa? Eu, mami, mama ta, eu sunt. A, da, 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 să uite și acolo și acolo. Găsea ceva așa. Asemenea, nicio problemă. Zice, da, da, uite lângă tine cine? Păi Mirele. Și Mirele cine? Tatăl tău, iubire, tatăl tău este. Zice, da, da, atunci nenea ăla burtos și cu chelie care este la noi în casă, cine? Cam așa se transformă. Și atunci, dacă noi simțim că suntem transformați, măcar când ne uităm în oglindă sau când ne uităm într-o poză făcută acum un an, 10, 20, de ce nu suntem în stare să spunem, gata, azi a murit? Și uite că trăiesc și nu mai permit să trăiesc ca ieri. Eu cred că acesta este mesajul cu care trebuie să ne întrarmăm, ca mâine, când ne întâlnim cu șeful, să începem să avem o altă atitudine. Acum, să nu credeți că să ne comportăm cum s-au comportat personajul principal din două loturi, două lozuri. Când a câștigat și s-a dus la șeful că el își dă demisia, că nu mă interesează absolut nimic. Nu, nu, nu. Asta nu este mesajul pentru un om care a murit și a înviat. Ci să începi să privești altfel viața. Să-ți dai seama că te întâlnești cu altcineva. Să-ți dai seama că trebuie să transmiți că cel care te vede, vede pe altcineva decât pe cel pe care l-au văzut cu un weekend înainte. Și atunci vă spun că nu se face prânzul până când nu veți începe să colecționați o satisfacție deosebită. Dar în același timp veți colecționa și o părere de rău. Uite, bă, ce se putea, ce frumos puteam să trăiesc și până acum. Dar la această provocare vă rog frumos să răspundeți sincer. Bine că trăiesc de acum înainte așa. Pentru că nu mai interesează pe nimeni cât a mai trăit fiul văduvei din Nain. Contează foarte mult că a înviat. Și sunt sigur că nimeni dintre cei care ne propunem în mod sincer să murim și să înviem, nu vom mai fi alții după ce se întâmplă lucrul acesta, pentru că, de fapt, moartea este lipsa vieții. Și dacă noi o înlocuim cu un plus de viață, înseamnă că nu murim de tot. După cum bine știți, un scriitor, un autor, moare în clipa în care îi moare ultimul cititor. Și cine moare înainte de a muri, nu mai moare. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.